sunt Daria și suntem la Micile Vedete în bucătărie. Astăzi vom găti o rețetă fabuloasă, super gustoasă și neapărat sănătoasă. Pentru această rețetă am nevoie de un șef și invitatul meu de astăzi este șef Cristian Dumitru. Daria, bună! Bună! Long time no see, ce faci? Bine, sunt curioasă să vedem ce vom găti astăzi. Hai că m-am gândit așa, să oferim o alternativă. Toată lumea mănâncă de luni până luni, să zicem așa, carne. Hai să scoatem măcar o zi pe săptămână din dieta noastră carne și să le arătăm că putem să facem o mâncare super gustoasă, exact cum ai zis tu, sănătoasă și arătoasă și în același timp să fie consistentă. N-am spus că urăsc legumele sau că nu-mi plac. Am spus că doar dintre ele două, carnea s-ar clasa un pic mai sus. Hai să luăm de acolo o ceapă galbenă, doi morcovi, o să ne mai trebuiască. Da. Prind? Prind. Uite, îți pun ție aici pe tocător. Așa. Așa? Altceva? Și n-ar trebui doi căței de usturoi. Hai că o să iau eu de aici. Când toată lumea sau piața asta, bucătăriile noastre de acasă sunt inundate cu carne, zic că ar trebui să avem și alternative. Mie, cel puțin, mi se pare un pic exagerat. Mic dejun carne, prânz carne, cină carne. Trebuie să fim mai deschiși, mai aplecați spre a testa și altceva. Hai măcar o dată pe săptămână, să mâncăm și fără carne. Curățăm ceapa, curățăm usturoiul. Stai un pic, am o întrebare. După ce curăț? Păi fii atent, hai ca să te învăț să curăț mai ușor. Pe dat-o așa, o tai pe jumate și acum ți-e mai ușor să-i scoți foaia de ceapă, da? Ok, da. Morcovul aduce foarte multă savoare. El este introdus în foarte multe culturi culinare, atât la români, cât și la japonezi, cât și la italieni. Morcovul este peste tot. El este un foarte bun aliment, deoarece conține o cantitate considerabilă de beta-caroten. Acest beta-caroten este precursor de vitamina A, care este foarte bună pentru sănătatea ochilor. De asemenea, el are foarte mulți antioxidanți, ceea ce este important pentru sănătatea copiilor, dar și a adulților. Ușor. De ce mă pun toți șefii să tai ceapa? Nu înțeleg. Ce au cu mine? Poate le e frică să tai ceapa. De șef, cred că tu m-ai păcălit. Cu ce? Cu ceapa asta, tu m-ai pus să tai ca să nu te usture pe tine ochii, nu-i așa? Da, și tai destul de aproape de mine, o să mă dau puțin mai așa. Ca să te las, dacă nici vrei, nu vreau să te încurc. Ți le pun la tine, nu, dacă vrei. Nu, mulțumesc, nu. Iar eu le demonstrez că nu se întâmplă nimic, doar plângi, te usturi ochii, dar asta e o nimica toată. Hai că e super, e super și cred că ne ajunge, dacă nu ne ajunge, te pun mai târziu să mai tot și o ceapă. Dar, sincer, vorbim între noi, mă enervează să mă usturi ochii și să plâng. Văd că avem toate ingredientele pregătite, exact cum îmi ziceam. Ordine, organizare. Avem ingredientele pregătite, atunci putem să stăm liniștiți, lâncăm mâncare, să vedem cum se face și putem să fim și creativi. Poate ne mai vine o idee pe parcurs, pentru că avem suficient timp la dispoziție. Folosim deci, ulei. Ce-ai zis că punem roșii, nouăt. Da. Usturoi. Da, începem un pic diferit. Avem o tigaie mare. Așa. Am pus uleiul și o să vezi că nu e încins uleiul și punem ceapă imediat și morcovul. Pentru că nu le vrem prăjite. Noi le vrem în același călite? Timp călite, înmuiate și odată ce începe procesul de gătire și aromele lor se duc în ulei și ne aromatizăm în același timp uleiul. Dacă le-am fi pus când uleiul era încins, era un șoc termic și aromele nu se mai puteau elibera. Știi că deja a început să miroase, nu? Și miroase foarte bine. Gândește-te ce o să fie la final. Năutul conține și o cantitate considerabilă de amidon. Amidonul este alcătuit din molecule de glucoză, iar această glucoză susține energia noastră. Însă, dacă copiii voștri nu consumă energie, stau foarte mult în fața calculatorului și nu fac activitate fizică, această energie s-ar putea să fie stocată în grăsime, în depozitul infinit de energie, respectiv grăsimea. Prin urmare, năutul aduce foarte multă energie prin moleculele de glucoză pe care le conține și atunci de preferat să o dați mai ales în alimentația copiilor care efectuează destul de multă mișcare. După ce punem?
Păi am început cu ceapa și cu morcovii. După o să punem usturoi, o să punem roșiile, o să punem năutul, mergem mai departe cu roșiile la conservă și spre final mergem cu laptele de cocos. Da. Gustul e foarte important, mai ales când vorbim de o mâncare vegană. Aroma poate fi destul de ușor obținută dacă ținem cont de câțiva pași. Putem să ne folosim de șocul termic. Noi am extras la mâncarea de năut aromă din ceapă și morcov. Cum am făcut asta? Am pus tigaia rece, am pus uleiul rece, am pus ceapa și morcovul acolo în uleiul rece. Pentru că dacă făceam altfel și aveam tot încins și uleiul încins și veneam cu legumele acolo, cream un înveliș termic. Da? Peste aceste legume, adică făceau un șoc termic, se crea un înveliș și era mai greu să extragem aroma din ele. De unde aveam gust, de unde aveam dulceață, de unde aveam dulceața de la ceapă, de unde aveam dulceața și aroma de la morcov. Nu mai aveam. Sau foarte puțin. Punem câteva florete de brocoli în mâncarea noastră și o să fie mai proaspătă. A, vrei să spun ceva? Stai un pic, știi cum numesc eu brocoli? Cum? Îl numesc copacul naturii sau copacul vieții. Chiar așa arată. Chiar așa arată. Sau am găsit un nume și mai bun. Arborele sănătății. Așa să fie. Vrei să știi de ce în Selgros la raionul de legume și fructe e rece? E frig, ai văzut timpul, te duci la cumpărături, da. Și acolo e zona cea mai răcoroasă, să zicem așa. Pentru că majoritatea legumelor și fructelor se păstrează mult mai bine la temperaturi mici. Brocolii face parte din familia cruciferelor. Cruciferele conțin substanțe chimice pe bază de sulf. Acest sulf le aduce o proprietate unică de a avea acțiune antioxidantă și de a preveni apariția foarte multor boli. De asemenea, cruciferele sunt considerate goitrogene. Activitatea lor goitrogenă se referă la faptul că interferează cu absorpția iodului din organismul nostru. Însă, dacă mâncăm alimente bogate în iod, cruciferele nu reprezintă o problemă și, din contră, chiar ajută la sănătatea glandei tiroide. Hai să luăm un cuțit mic și să tăiem câteva și să le speli tu. Câteva crengi. Da. Câteva crenguțe. O să punem acum, în timp ce tu speli acolo, eu o să pun usturoiul, roșiile. Roșiile sunt de asemenea tot fructe. Roșiile nu sunt legume. Ele conțin semințe și atunci sunt catalogate ca și fructe. Roșiile conțin o substanță chimică numită licopen. Acest licopen are la fel o acțiune antioxidantă și o acțiune bună pentru sănătatea inimii, pentru sănătatea pielii, pentru sănătatea ochiului. Și ce îmi place mie cel mai mult în bucătărie? Ce? Că îmi pun imaginația la încercare. Păi da, vezi, și asta s-a întâmplat acum, pentru că noi am avut timp și pentru că tu ai în bucătăria ta multe legume, am zis hai să adăugăm în mâncarea noastră de năut și brocoli. Încălzim bine, bine și năutul acum. Ce condimente mai punem? Sare și piper la final, atât. Atât? Da. Aromele le avem din legumele pe care le-am folosit. Ceapa, morcovul, roșiile, roșiile de la conservă. Am putea crede că este mai sănătos să mâncăm numai legume crude. Însă, anumite substanțe chimice se activează prin temperatură. Dacă le fierbem sau folosim în alimentație sucul de roșie, el, practic, acest licopen, se activează, devine mai biodisponibil. Arată ca niște paste. Nu știu de ce. Ce importanță are ordinea în care am pus legumele? Foarte mare importanță, pentru că nu toate se gătesc în același timp și nu de la toate vrem același lucru. De la morcovi și de la ceapă am vrut să le călim, am vrut să le înmuiem și am vrut aroma, să extragem aroma. Da? De la năut, pentru că este deja fiert, vrem doar să-l încălzim și să-l mai fierbem puțin, vreo 10 minute, cât să aibă textura pe care noi ne-o dorim să o aibă în mâncarea asta. Și de la roșii vrem să îmbogățim gustul. Ți-am zis, vrem aciditate, vrem dulceață, vrem un balans acolo. Sunt foarte multe ingrediente care dau gust mâncării. Șef mi-a zis că bucătăria este egal cu a simți. Iar eu astăzi am simțit ceapa. De ce mai avem nevoie? Dăm sare și piper. Deja putem să adăugăm acum sare și piper. O să punem, amestecăm puțin și după aia adăugăm brocoli.
Mulțumesc! Pentru mine sarea este un potențiator de aromă. Eu nu pun sare în mâncare să sărez mâncare, ci pun sare în mâncare ca să simt gustul de morcov, să simt gustul de ceapă, să simt gustul de năut, să simt gustul de roșii și să-mi lege toate aceste ingrediente din mâncare. Ce bine arată! Ce miros înghietor are! Deja simt gustul năutului. Avem nevoie de el? Da, o să-l folosim deja. Ia uite. L-aranjăm frumos în mâncare. Mi-a plăcut că șef a pus brocoli în mâncare, sau cum îi zic eu, copacul naturii. Pentru că brocoli are un gust foarte bun, este și aromat și dă un gust extraordinar. Lăsăm așa să fiarbă 5 minute, după care adăugăm laptele de cocos. Laptele acesta de cocos ne ajută să creăm consistență. Altfel, mâncarea ar fi fost ușoară, bună, într-adevăr, și fără laptele de cocos, dar nu la fel de consistent, adică nu la fel de sățioasă. Și odată cu adăugarea laptelui de cocos, am dat consistență preparatului și cremozitate. Punem tu lapte aici, ușor, mai, suficient, ne ajunge. Stai să curăț eu. Am gustat laptele de cocos și este foarte bun. Eu de obicei beau lapte de cocos dimineața la cereale, dar acesta avea altă textură pentru că acest lapte de cocos era degătit. Asta e tot? Așa. Asta puteți să ne apucăm de plating? Hai să-ți dau să toci ceva verdeață, să avem verdeață. Uite, avem aici coriandru. Nu te grăbi, ușor, ușor. Deja putem să le punem aici. Ce bine miroase! Cine s-ar fi gândit că poți să faci o mâncare de năut? Știam că năutul se folosește la humus și humusul este preparatul meu preferat. Vegetarian sau vegan? În fine, nu contează. Preparatul acesta a fost și mai bun decât humusul. Gata. Începe concursul de plating. Hai să înceapă. Ai grijă că asta este foarte caldă. Eu o să vin așa. Tu aranjează. Aranjez, dar ce să fac? Ce e asta? A, brânza. E brânza tofu. Și acum, uite, o să pun și o feliuță de lămâie. Poate o vrea un pic mai tonică. Am creat un concurs așa. De fapt, a fost ideea Dariei. Și cred că asta ar trebui să faceți cu toții. Dacă copilul vostru are o idee, nu contează cât este de trăznită, trebuie să existe libertate. Odată ce există libertate, asta există creație. E din creația asta nebună, care poate părea nebună atunci, pe moment, poate ieși ceva bun. Și ar trebui să profităm de chestia asta, ar trebui să profităm de momentele frumoase petrecute în joacă, pentru că din joacă se pot naște și rețete bune și mâncăruri bune. Nu tot timpul, dar asta, dacă o rețetă a eșuat, nu trebuie să ne descurajeze. Trebuie să reluăm joaca asta. Dacă am face totul prea în serios, am fi foarte dezamăgiți că nu ne-a ieșit mâncarea respectivă sau rețeta respectivă și poate am fi descurajați ca data viitoare să mai încercăm. E atunci când introducem elementele astea de joacă și le dăm frâul liber, ne ajută un pic, ne schimbă starea de spirit și ne ajută un pic să mai încercăm și data viitoare. Fiecare cu ideea lui. Am înțeles. Bine, gata. Hai. Atunci eu și eu din decorul ăsta de pe aici. Acum am pus copacul în mijloc și pun frunze pe lângă el. Joaca asta ține foarte mult de creativitate. Poți să-ți dezvolți simțul gustului. Poți să-ți dezvolți simțul esteticului. Te ajută foarte mult faptul că deja începi să știi să-ți organizezi o farfurie estetic. Culori, textură, poziționare în farfurie. Această orientare în spațiu, într-un spațiu mic, te poate ajuta și în viața de zi cu zi. Te-ai descurcat de minune. Acum, o invit alături de mine pe colega mea Iasmin, de la Școala de Film și Televiziune pentru Copii, Micile Vedete. Hai să o invităm. Bună, Daria! Bună, Iasmin! Bună! Din câte văd aici, ați gătit ceva A fost super simplu că Daria m-a ajutat și am încercat să facem un alt fel de preparat, să zicem așa. Eu am mai mâncat năut, mănânc foarte mult pentru că mama provine din Turcia și acolo se face mult năut, se mănâncă peste tot năut și sunt obișnuită cu gustul acesta. Dacă ceva nu-ți place, să știi că Daria a făcut-o. Okay. Cum adică? A fost ideea lui.
Care este cea mai frumoasă farfurie, Iasmin? Din punctul meu de vedere, ambele sunt foarte frumoase. Vezi, am câștigat amândoi. Am câștigat. Deși știu că am e remiz mai frumoasă. E re... Și eu ziceam la fel, că a mea e mai frumoasă. Zi. Haideți să gustăm. Hai. Ai luat și nouăt, ai luat și semințe? O mâncare nu trebuie să aibă neapărat carne ca să fie gustoasă, pentru că este bună și fără carne. Și dacă vrei, nu știu, mai multă prospețime, poți să storci puțină zeamă de lămâie. Daria, crezi că într-o zi putem să facem doar noi două acest preparat? Clar! E foarte simplu de făcut și e foarte gustos și extra sănătos. Bravo, Daria! Mulțumesc pentru nota bună. Mulțumesc mult, șef, că ai acceptat invitația să gătești alături de mine. Îți mulțumesc, Iasmin, că ai acceptat invitația să vii să guști acest preparat foarte bun. Da. Și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Data viitoare ne vedem tot aici la Micile Vedete în bucătărie.